Bună seara, doamnelor și domnilor, din nou în direct la TLM, televiziunea ta. Și dacă tot sunt la modă subiecte despre bani, datorii, finanțări, astăzi vă propun la această emisiune o temă mai interesantă. Nu înainte de vă spune că, așa cum am învățat deja, 07 56 539 876 este telefonul cu tarif normal la care puteți transmite SMS-uri cu informații, opinii, întrebări pe tema emisiunii, dar nu numai. La noi chiar sunt pe bune SMS-urile și pe bune emisiunile în direct. O să-l întreb pe unul din invitații din această emisiune, pe Robert Iosuf, de celălalt nu sunt pe bune. Bună seara, Robert! Bună seara! În același timp, cumva, știu eu, mai puțin obișnuit decât de obicei, prezint invitații și după aceea tema, îl salutăm pentru că l-avem în direct aici la TLM Neamț pe consilierul local de Zănești, Ion Dumitriu. Bună seara, domnul Dumitriu! Bună seara, domnul Vinca! Bună seara, domnul! Oameni buni, era un film odată care, nu știu dacă așa avea denumirea, dar avea o replică celebră, ceva cu $1,000,000 baby. Nu, Pit, mai zi o dată. $1,000,000 baby, spune Pit Moldovan, colegul meu, care în această seară răspunde de claritatea imaginii. E mare misiune și grea uneori să încerci să ai imagini frumoase cu din ăștia așa cu ochelași mai urâți ca mine. Dar întorcându-ne până la urmă, lăsând gluma deoparte, vorbim despre bani. Bani publici. Pentru că și banii europeni sunt bani publici. Emisiunea se numește peste $1,000,000 pentru drumul lui Tărâță. Nu e vorba, Doamne ferește, de vreun drum în ograda particulară a președintelui Consiliului Județean Neamț Culiță Tărâță, ci despre un drum oarecum în accepțiunea publică, un drum public pe care colegul meu de breaslă, Robert Iosub, te-am făcut jurnalist, Robert, te-am avansat. Te rog frumos, te abții. Da, vă spun eu de ce e supărat. Bine, eu înțeleg că aia care vor să-și rupă mașina, să dea șmecheri pe drumuri de munte, cu gipane, cu gipulețe, investesc în chestia asta. Robert Iosub, duminica trecută, acum 8 zile, m-a invitat la o plimbare. Și am înțeles așa, că eu am transpirat ca să fac poduri și podețe pe un drum public modernizat ca alee de beton. Și deschis circulației. Și deschis circulației. Iar Robert Iosub a plătit distracția asta cu câteva milioane pentru că și-a, de la modă cu fracturarea hidraulică, și-a fracturat două jante și vă spun drept, până am ajuns la șoseaua națională, m-am rugat ca frigiderul, nu, era un frigider defect, mașina lui, să prindă drumul național. Robert Iosub, de ce ai vrut tu duminica trecută să intrăm pe celebrul drum care leagă două comunități, Mărginen Zănești? Până răspuns tu, încă o dată, 0756539876, tema emisiunii, peste €1,000,000 din bani publici europeni și ai comunităților locale în drumul lui Tărâță, cum se întâmplă chestia asta, de ce, cine ajută ca atunci când pe ulițele comunelor avem gropi să băgăm saci de bani publici pe drumuri între tarlale, sunt temele emisiunii în această seară. Robert Iosub, cu ce ți-am greșit eu ție duminica trecută să mă faci să văd moartea cu ochi? Este, hai să nu spunem un defect profesional, este în fișa postului la orice jurnalist ca în momentul în care se face o investiție în județ să meargă să o vadă. Mergem la toate porcăriile de tăieri de pamblică de 30.000 de euro, de 2.000 de euro, de așa, și să nu mergem la cea de €1,000,000. Bun, deci întrebarea a fost, cu ce ți-am greșit eu ție? Păi ca să vezi și tu, pentru că este într-o comuna ta natală. Era vorba de comuna ta natală, care va fi legată la o stradă intens circulată de două căruțe și trei tractoare pe an și va însemna o înflorire a comunității din care tu ai plecat. Da? Sincer, eu încă o dovadă, stimați telespectatori, că emisiunea este live, în direct. Ce căutam noi la Mărgineni? Dar sincer, duminica trecută? Cred că noi am plecat cum plecăm de regulă. După prospecțiuni, la vânătoare, după știu eu ce altceva, și la un moment dat mai făceam și altceva. Și mai ții minte cum am ajuns noi pe drumul ăla? Cineva în mașină a spus, dacă tot am ajuns până aici. Să vedem drumul. Și s-au ascuns cei de la prospecțiuni. Nu mergem pe Mărgineni, Zănești? Putem să-ți refuz plăcerea asta.
Zi-mi un pic, o să vedem imediat în acel filmuleț pe care tu l-ai montat haios. Și fiind pe derulare rapid, el ca pare haios. Ca să-l montez din ficat. Da. Zi-mi un pic, mai ții minte, atunci când noi eram pe un drum care începe așa, bolovani, 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 pat pregătit, o alee de 3 metri jumate, 4, suspendată la 20-25 de centimetri deasupra solului, deasupra acostamentului, și la un moment dat hâți o groapă cu niște pietriși pus, dar pentru tractoare, pentru alte cartamente. Alte cartamente. Și ne-am trezit în prima groapă. Eu nu știu ce ai simțit tu. O să spun eu la finalul emisiunii, după ce ieșim din emisiune, ce am simțit eu, că nici acum nu te-am iertat. Ca șofer, când vezi o groapă, o prăpastie la 7 metri, ce sentiment ai? Neînchipuindu-mi că un drum reabilitat... Deja erai pe autostradă, erai șmecher. Neînchipuindu-mi că un drum deschis circulației publice poate deodată să îți prezinte un hău, aveam oarecum viteză, aveam un 50-60 de km la oră. Văzând groapa, am realizat că nu am timpul necesar să opresc și am accelerat ca să trec în... Fizic, am o șansă ai încercat să trec. Întâi să frânezi. Da, am văzut că nu este timpul util, am înfipt în accelerație la fund și... Am reușit, nu știu exact cum, 1% știință, 99% noroc și am trecut. Domnul Dumitru, Dumitriu, de câți ani aveți permis? 20 și 5 de ani. Mergi pe un drum, pe o șosea, care nu e negru, gri închis, e gri deschis, e alee, e beton. Pe acel unghi de 2-3% cât e unghiul șoferului? Deasupra șoselei, la un moment dat te trezi la 6-7 metri cu o capcană lată de 1,20 m. Ce faci? Adâncă de nu știi cât. Acest element surpriză poate fi depășit numai având noroc, accelerând la maxim, părerea mea, experiența mea, și în speranța de a o sări, efectiv, de a zbura deasupra ei. Bun, altfel, pe jocurile pe calculator, face. Copiii noștri care sunt mai deștepți ca noi, au o salvare. Tasta Enter, Space, care e săritura. Robert, eu sunt la mașina ta, ai o tastă, o pedală care îți aruncă mașina în sus? Nu, este fizică pură. În momentul în care ai intrat prima dată cu fața într-o groapă, dacă ai viteză destul de mare, suspensia te ridică destul de mult încât să agăți cu roțile a doua. Dacă ai frânat, acolo ai rupt-o în trei bucăți. Să ne pregătească acel filmuleț ăla dat de mine, până atunci încă nu-i dați drumul. Domnul Dumitriu, ca șofer, ca fost lucrător în structurile mai, în momentul în care intri cu o mașină într-un hău și nu sar peste ea, ce se poate întâmpla? În principiu, ce variante sunt? Și pozitive și negative. Două variante. Bun, să scapi, e ok? Două variante... Partea mecanică ai distrus-o și ai ocazia să trebuia să sun la 112 să vină salvarea. Adică nu, nu văd. Lăsați partea mecanică pentru ocupanți. Pentru ocupanți... Ce se poate? Să te răstorni, să sară motorul, să stai picioarele. Eu am văzut atâtea accidente. Bun, în condițiile în care descrieți dumneavoastră că ceea ce vi s-a întâmplat, din ce, eram acolo, din cât îmi imaginez eu... Putea să fie grav. Sărea, motorul în general intră, de tai, rupe picioarele, Doamne ferește, și... Sau dacă mașina se răstoarnă, mașina se răstoarnă... Nu mai spunem de răsturnare. Păi haideți să vă spun de ce. Pentru că acolo erau niște dâre de pietriș puse în groapă. Evident că e cartamentul fiind mai mare ca pentru tractoare, prindeai cu roata mașinii din noroc una singură. Mașina se înclina. Când intri cu viteză și mașina e basculată, cum ieși? Rotind-te în jurul axei proprii. Stimați respectori, haideți să vedem cum era Robert Iosup să mă omoare pe mine pe drumul lui cu liță tărâță. Filmulețul, vă rog. Thank you.
Din nou în direct la TRM, televiziunea ta, după un filmuleț foarte frumos și zglobiu montat de Robert Iosub și colegii de la ziar piatraneans.ro, însă dincolo de rularea pe rapid, acolo ați văzut niște chestiuni, niște oameni au neinspirația într-o duminică să intre pe un drum deschis circulației publice, fără niciun panou. Trec pe un prim pasaj de bolovani, ajung pe un pat pregătit pentru o alee, intră pe alee și hâț, gaură. Încep să improvizeze un fel de punți cu niște scânduri și chetroaie pe sub ele, că nu pot să mai spun altfel. Trec de una, trec de a doua. La un moment dat se întâmplă o minune. Drumul blocat cu tot, utilaje. Acele utilaje în mijlocul drumului nu sunt neapărat o culpă a constructorului. Arată că, de fapt, nimeni nu circulă pe acolo în weekend. O să răc colegul din emisie să se gândească dacă poate realiza și la un moment dat să facă și un semn. Să redăm acest filmuleț, dar fără sunet. Și noi să rămânem cu sunet în studio, dar nu neapărat imediat, ci să analizeze colegul. Și, de fapt, Robert Iosub, am ajuns la mijlocul drumului și erau utilaje. Și a apărut un câine și un puști nevinovat, bine, mai înalt ca noi, și a zis, dă utilajele, eu sunt paznic. Luați-o pe tarla. Pe tarla. Erau trei impedimente, nu șofer, dar le spun. 1. Aleea este la 20 cm. 2. Sub acostament, de obicei în dreapta era un șanț. Ei, acolo a fost o scăpare, ai reușit tu să intri cu mașina prin miriște. Da. E normal un drum public care nu are nicio avertizare, nicio interdicție la intrarea pe el, să aibă astfel de găuri capcane, mortale, Doamne ferește, și utilaje la mijlocul șoselei? Atâta timp cât pe acel drum doar doi nătânci ca noi poate să meargă, în rest toți care merg pe acolo... Nu ca tine, eu am fost pasager, te rog toți, să... Toți care merg pe acolo merg ori cu tractorul până la câmp, ori cu căruța și ce viteză poți să ai cu căruța și dacă este utilajul ei prin câmp și dacă este câmpul ei prin șanț, dacă nu e șanț, treci cu... Deci acela este un drum destinat exclusiv din totdeauna utilajelor agricole. Am mai pățit așa ceva pe șoselele patriei? Sincer să fiu, cred că drumuri foarte dificile am întâlnit în zona Ardeluța-Tarcău. Nu, cu modernizare de 1 milion de euro. Stai, păi nu, asta vă spun. Deci drumuri de alea forestiere părăsite arătau mai bine. Ai altceva, dar pe care se pune 1 milion de euro, să nu fie semnalizat, să intre acolo, să găsești capane, mai pățit? Nu. Domnul Dumitriu, știu că bateți mult țara asta, București, Ardeal. Da, eu sunt specialist. Ați găsit un drum pe care îți face o investiție, unde poate fi o problemă, dar nesemnalizat deloc? Nu. Sincer să fiu, eu nu am găsit. Știu că sunteți un om din Zănești, aveți mulți amici în Rosnov. Din păcate, constructorul din Rosnov. Eu personal nu pot să mă supăr pe constructor. Dar este clar că și el are partea lui de vină pentru ce am pățit noi, pentru că trebuia drumul ăla. Drumul ăla nu era semnalizat nici la intrarea în Mărgine, nici la ieșirea în Zănești-Traian. Da, da. Da, eu... Din... Și noi chiar am întrebat oamenii. Unde? Care-i drumul miraculos? Ăla, da. Se poate merge pe el? Da, dar vedeți că la început aveți niște cam bolovani. Greu. Da, da. Nu, dar n-a zis nimeni nu. Domnul Dumitriu, lăsăm gluma de o parte, scurt pe doi. Acest drum este modernizat cu peste 1 milion de euro. Finanțare primită de la Uniunea Europeană pentru un program care se referă la modernizarea drumurilor de exploatație agricolă. Ceva de genul ăsta. Drumuri forestiere, agricole... Măsura 1-2-5. Bla, bla, bla. Sunteți consilier local în Zănești, de asta v-am chemat în seara asta. Comuna Zănești, ca și Comuna Măgireni, contribuie, în afara banilor veniți de la Uniunea Europeană, cu niște bani însemnând TVA, cheltuieli nedeductibile, bla, 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 în condițiile în care cică s-ar returna acei bani. Dar deocamdată, dumneavoastră consilier local în Zănești, sunteți în ipostaza în care vecinii dumneavoastră de pe stradă plătesc impozite și taxe, având niște drumuri, cum le știm în Zănești, și banii lor se duc în TVA pentru drumul Culiță-Tărâță. Uitați că am zis Culiță-Tărâță. Cum sunt străzile în Zănești în afară de drumul național? Domnul Vinga, eu sunt consilier local din anul 2008 și am votat. S-a făcut mult lobby pentru acest drum în mandatul trecut.
Eu sunt unul din cei care adică am votat. În mandatul trecut înseamnă în 2004-2008. 2008-2012. Domnul, așa, când domnul deputat Curiță Tăreță, când Curiță Tăreță era deputat. Da. Este adevărat că la momentul respectiv s-a spus că Curiță Tăreță, deputatul Curiță Tăreță aduce niște finanțări în zonă și de fapt era vorba de două drumuri agricole. Zănești Mărgineni și Rosnou Mărgineni, care eu trec pe lângă TCE3 Brazi? Domnule, eu știu numai de ăsta, Zănești Mărgineni, care eu știu. Eu sunt unul dintre consilierii locali care, în momentul în care domnul Tărâță a venit la o ședință a Consiliului Local, în mandatul trecut, sunt singurul consilier local care a avut curajul și posibilitatea au avut și ceilalți, să-l întrebe pe domnul Curiță Tăreță cum rezolvăm problema drumurilor din comuna Zănești, din satul Zănești. Când trăia în chipurile, parcă-s mai avansat, da. Satul Zănești, da. Traian ce aparține, sunt un pic mai avansat ca noi. Eu... Și ce v-a răspuns? Vă las să continuați, dar ce v-a răspuns, că e foarte interesant. Noi n-am fost atunci acolo. Ce mi-a răspuns? Pentru că eu am urmărit îndeaproape activitatea dumnealui, l-am susținut, Ce v-a răspuns când a spus? Mi-a răspuns că... Ușor. Printr-o întrebare fostului primar. Pot să citez. Băi, Gică, ai venit la mine cu un proiect de asfaltare și eu n-am mers cu tine să te ajut? Bun, corect. Dar a mers, băi, Gică, fostul primar, cu proiect de asfaltare în câmp? Nu. Ideea era, eu am întrebat că dacă totuși era pe altă măsură, eu mă gândeam la măsura 3-2-2, așa, asta era altă măsură în care 1-2-5, spune, drumul pentru exploatații agricole și forestiere, drumul forestier, ceva. Sincer să fiu, nu m-a interesat, adică m-a interesat, dar eu, dacă am ajuns să fiu consilier local și să reprezint un anumit număr de cetățeni, am zis, trebuie să fac ceva pentru ei, domnule. Nu mă duc acolo așa numai să-mi iau diurna aia, că toată lumea luptă pentru diurna aia. Nu v-au trimis în Consiliul Local, în afară de cetățeni, păpușoi sau barabuli de pitarlale? Cetățeni! Puteți... Păi nu, și știți deja că sunt o nucă tare din punctul ăsta de vedere. Am început cu o altă variantă care mi s-a părut iar strigător la cer. Toată comuna plătea același impozit. Eu sunt cel care în sfârșit am reușit să, conform codul fiscal, să sectorizăm comuna. Dom'le, păi cum pot să plătesc eu același impozit care îl plătește și cei care stau în centrul comunii cu alei, cu asfalt, cu DN15, șosea națională, cu apă. În timp ce alții la marginea satului. Și în Balhac plăteau aceeași... Am înțeles. Mai avem doar un minut din prima parte a emisiunii. O să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim. Și în continuarea discuției noastre de aici, vom încerca să avem câte un punct de vedere și de la primarii sau viceprimarii celor două comune, Zănești și Mărgineni, care împreună, la indicațiile prețioase ale domnului Curiță Tăreță, au format o asociație de dezvoltare intercomunitară, ADI, Zănești Mărgineni, are și un nume frumos, Băhnița, nu știu cum, prin care au fost atrași acești bani. Robert Iosuf deja are o privire de vulturi negru, pentru că el era cel care mai acum vreun an, doi, scria despre finanțările date de pedeliș cu terenul de sport în pantă, cu... Ei, facem și șosele, Robert, pe Tarlale. Trebuie. Publicitate și revenim imediat în direct. Din nou în direct la Veste Alert, aici la TLM, televiziunea ta, discutând despre... Un milion, dar e peste un milion de euro băgați într-un drum care leagă două comunități, Zănești și Mărgineni, un drum pe tarla, un drum de exploatație agricolă. Și în ce măsură banii aceștia aruncați de fonduri europene, dacă spunem fonduri europene, înseamnă fonduri pe care și România le aruncă acolo în fondurile europene, cu contribuții de la comunitățile locale, și în ce măsură acest drum chiar e necesar. Eu mi-aduceam aminte, făceam paranteza în pauza publicitară cu terenurile de sport în pantă pe care le critica Robert Iosuf acum vreun an, doi, Robert Iosuf fiind unul din invitații în această seară, al doilea fiind consilierul local de Zănești
Ion Dumitriu, sau de bazine de sport unde nu e cazul, de părculețe în pădure și așa mai departe. O să încercăm să luăm în această seară legătura sau punctele de vedere și ale executivului din fiecare comună în parte, Zăneș și Mărginean, care formează ADI, Asociația de Dezvoltare Zăneș Mărginean, Băhnița sau ceva de genul ăsta, și o să rog pe colegul meu să facă legătura, să încerce să facă legătura cu primarul de Zănești direct în studio, ca să nu avem surprize că a răspuns, că n-a răspuns. Deci în timp ce vorbim noi, direct în studio, târ, și poate avem noroc și ne răspunde domnul primar Ionel Filip, că nu văd ce să aibă de ascuns. S-a auzit emisia, da? Deci, indiferent ce vorbim noi, te rog să-l sun pe domnul primar de Zănești, noi să auzim și eu îl preiau aici ca o telefonistă zeloasă ce... O secundă că vă presunăm. Ce aș putea... Dacă deveni. Taci puțin. Cam în ce se aude mai tare? Abonatul Vodafone nu răspunde. Da, deci în prima fază avem un pic de ghinion. Asta e, din prima e mai cu ghinion. Vorba aia, că alea șase sunt norocoase. De șase ori încercăm în seara asta să luăm legătura cu domnul primar de Zănești Ionel Filip să ne răspundă în ce măsură investiția pregătită de Culiță Tărâță de pe vremea când era deputat folosește comunității din zonă. Între timp încercăm și un telefon cu domnul viceprimar de Zănești Ciocoiu Gheorghe. Îi rog pe cei care se uită la noi și sunt amici cu cei doi șefi ai executivului din Zănești să-i anunțe că vrem să vorbim cu ei. De asemenea, cei care îl cunosc pe domnul proaspăt primar de Mărginean să-l pună și pe dânsul în temă, că poate vorbim și cu dânsul. Mă întorc la invitatul în această seară, că noi, Robert, vorbim toată ziua. Domnule Dumitriu, în Zănești asfalt aveți pe șoseaua națională. Bine că e traversat Zăneștiul de șoseaua națională. Mai este un drum care a fost de asfalt, Zănești Traian, până la complex. Corect. După aia, în timp ce în România peste lut și pământ se punea asfalt, acolo, peste asfalt s-a pus lut pentru că se făcuseră cratere și undeva în 2006-2007, în mandatul parțial de președinte al Consiliului Județean al lui Vlad Marcoci, a început lucrarea. Vlad Marcoș a terminat mandatul în 2008 și a continuat acea lucrare în mandatul președintului Vasile Pruteanu. Să ne înțelegem, nici Marcoș, nici Pruteanu n-au adus bani de acasă. Dar în timpul lor, în timp ce domnul Tărâță era la nu știu câte mandat de parlamentar și acel drum trecea prin fața fostului AEI Zănești, devenită zonă interesantă în marile holding TCE3 Brazi. Mai aveți asfalt în Zănești în afară de ce am spus eu până acum? Da. Mai avem o stradă, acum nou asfaltată, mandatul actualului primar, strada Brazilor, în lungime de 620 de metri. Aproape de dumneavoastră și de părinții mei. Da. Păi nu, suntem corecți, nu corect, am spus nimic. Trebuie să dăm cezarului ceea cezarului. Au reușit noi să asfaltăm și noi. 600 de metri. Mare, da. Durerea mare a noastră, a tuturor celor care locuim, este să se facă, să se asfalteze acea stradă a Bistriței, care începe de la pod la Cracău și până... E o stradă paralelă cu șoseaua națională. Paralelă, s-ar face un inel acolo foarte bun și pentru noi să trăim și noi în mod civilizat. E groaznic. Când e noroi, e noroi. Când e praf, suntem în Sahara. Și ai o stradă paralelă cu șoseaua națională, un fel de al doilea bulevard al comunei, în condițiile în care în comuna aia mai sunt cred că 10 de kilometri de străzi și ulițe. Strada Tineretului. Avem multe de mult. Cred că avem pe cineva în direct? Da, încearcă colegul meu să vorbească ori cu domnul primar de Zănești, ori cu domnul viceprimar. Asta e, de acum intrăm în emisiune live pentru că vremurile sunt grăbite, nu mai avem timp de finețuri și de glumițe când e vorba. Repet, de peste 1 milion de euro bani publici. Domnul Dumitriu! S-a asfaltat în Zănești, pentru că ați votat acești 600 de metri în mandatul actual. Dar uitați, domnule, să face o alei. Ce nu șosea mai de beton de 10 km între Zănești și Mărginean. Dar dumneavoastră l-ați specificat, sau dacă ați trecut pe acolo, trebuia să remarcați faptul că eu am văzut în proiect. După aia m-am lămurit. Dom'le, dar nu face legătura cu Zăneștiul. Cu satul Traian. Nu. Nu, se oprește la dreptul fermelor.
Păi nu știu unde se oprește proiectul. Păi Robert, zici, unde, nu știu, te rog să mă corectezi. Eu așa am văzut pe hârtie, că se oprește undeva înainte de a trece pe lângă iazul ăla. Pentru că eu am pus întrebarea în ședință de Consiliu Local 2, dar nu există un pod între podul ăla pe lângă ferma, fosta ferma a unui era domnul inginer Ioniță, a partidului, cum îi ziceam noi, în partea dreaptă. Acolo zic, bă, dar unde-i podul de aici? Și că nu, că numai până aici. Nu mai este prins în proiect podul. Asta trebuie să-l faci. Mai luăm 1 milion de euro. Doamne. Nu știu. Eu am întrebat. Eu mi-am făcut datoria. Deci, eu țin minte când am venit cu Robert și vedeți pe filmare, am venit undeva și cam, în stânga... Cam pe la Salcâm se termină drumul. Da. În stânga aveam satul Traian, în dreapta vedeam ferma Ioniță, partidului TCE Trei Brazi și n-au ajuns toate pozele care le pregătisem eu. În dreapta se vedea ferma partidului. Avem un telefon în direct? Nu avem. Cine nu vrea? Deci domnul viceprimar de Zănești, domnul Gică Ciocoiu, nu vrea să intre cu noi în telefon. Am o rugăminte emisia, mai sună-l odată. Din direct, așa? Să vedem de ce nu vrea. Deloc. Păi nu, deci... Dar nu e nimic, doar nu înțeleg. Dar el nu e acolo pe banii cetățenilor. Da. Care e problema? Știu, hai să încercăm. Nu. Ce l-a ales cineva? Poate colegul meu din emisie mai dur, așa l-a speriat. Am o rugăminte, sună și să auzim în direct cum îl sun pe domnul viceprimar, care mai devreme a răspuns, da? Ok. Să vedem de ce nu vrea. Dacă pe mine mă doare piciorul, sper să nu doară și pe dânsul gâtul. Ar fi păcat. Eu chiar îl respect pe domnul viceprimar de Zănești. Sună, se aude ceva? Pit sonor în difuzor este? Vai, Doamne. Băga telefonul sub apă, gata. Nu, chiar la Zănești nu răspunde nimeni. Gata. E ocupat, e bine. Ia-ți de-o grijă. Mai încercăm cu domnul primar. Între timp, haideți să vedem interviul pe care colegul meu, Robert, l-a făcut astăzi cu primarul de Mărgineni. Uitați, un primar care nu se ascunde. Chiar dacă e între Ciocan și Nicovală, între Săteni și... Nu, omul a fost foarte sincer, foarte deschis. Ok, nu, fost colegul din emisie, hai te rog eu frumos, dă-ne filmulețul de la Mărgineni. Tot primar de câteva luni, pe care o să rugăm pe domnia sa să se prezinte. Bună ziua! Bună ziua! Mă numesc Rotariu Vasile, primar de 3 luni, după nefericitul eveniment cu primarul Surdiu. Dumnezeu să-l ierte! Dumnezeu să-l ierte! Cum v-ați obișnuit la primărie, în primul rând? La primărie, să știți că eram obișnuit, pentru că timp de 14 ani am fost viceprimar împreună cu Surdiu, primarul care... decedat. Acum aveți toate răspunderile pe așa este, așa și lipsurile și răspunderile. Așa este, a rămas pe umerii mei. Văd că se face un drum nou de la Mărgineni la Zănești, drum la care știu că părțile neeligibile sunt suportate de cele două primării. Da. Cât de util vă este acest drum dumneavoastră ca virgulă comunitate? Dar să știți că este destul de util, dacă stăm să ne gândim așa. Pentru că dacă prindem o toamnă ploioasă, cum a fost primăvara asta și vara asta, toată munca câmpului, adică producția se scoate mai greu din câmp și ne ajută, și ajută și cetățenii. Deci ne spuneți, ca să înțeleagă toată lumea, că din punct de vedere agricol va fi foarte util. Foarte util, sigur. Eu așa văd eu și numai. Eu chiar și cetățenii, da. Ascurtează drumul până la Roznov în obor și pentru cetățenii comunii noastre. Deci va fi un drum care, să spunem că va fi folosit peste 90% în scopuri agricole și agricole. Va fi foarte util, dar nu se vor mai înămoli cu... Sigur că da, cu tractoare, cu utilaje, combinii, depinde la an. Un alt drum care cred că ar fi la fel de util, dacă ar fi pus la punct, cred că ar fi cel Hoisești, care vă scoate spre... Da, drumul județean, 157, sigur că da, este util, pentru că ar face legătura și cu comuna Făurei. Asta ar fi util acum pentru circulație? Pentru circulație, da. Și este o porțiune de drum mai specială. Cam câți kilometri sunt care ar trebui făcuți acolo? Nu cred că sunt mai mult de 3 kilometri. 3 kilometri, cam așa. Dar e o porțiune de drum mai specială, dacă pot să spun, mai dificil, așa pot să spun. Pentru că necesită lucrări de investiții ample, cu drenaje, știu că s-au făcut ceva, mai
mai multe amănunte puteți lua de la Consiliul Județean. Mm-hmm. Despre această investiție. Am înțeles, am înțeles. Deci, ca să poată ieși cei din comună spre Roman, ar trebui făcuți undeva în jur de 3 km, spuneți? Da, 3 km, cam așa, 3 km jumătate, cam așa. În jur, nu, e chiar foarte mult. O să facă, după, din câte am înțeles eu la domnul președinte Tărâță, o să-l urgenteze și pe asta. În limita fondurilor disponibile, vă dați seama. În afară de agricultură, cum se descurcă oamenii de la dumneavoastră din comună? E destul de greu. Da, pentru că investiții nu. E agricultură, comerț și, dacă pot să spun așa, când vin pensii. Atât. Cu asta sărași se ocupă, adică mai trăiesc. Pensionarii, care mai suportă și mai sponsorizează diferite activități, tot agricole. Vă dați seama, dacă vrea să semene un hectar de teren, îi trebuie bani omul. Și așteaptă pensia. Trece la caiet la care îi faci serviciile și așa mai departe. Deci totul se învârte în jurul... Înainte era o zonă foarte dezvoltată și din punct de vedere al sondelor, al exploatărilor. Mai este ceva? Mai este un depozit? Mai este ceva pe aici? Nu, depozit nu. Mai sunt sonde care sunt exploatate. Așa, dar se vorbea anii în urmă, eram viceprimar și auzeam de un proiect pentru un depozit de gaze. Dar au rămas undeva suspendat, nu se mai aude nimic, nu se mai știe nimic, nu știu ce. Fonduri europene? Sunteți pe traseul pe care vin banii europeni sau vă cam ocolesc? Nu, suntem, am prins un proiect, fostul primar și un colaborator cu el, fiind, bineînțeles, dacă am fost viceprimar, cu pe 322, cu asfaltare de drumuri, modernizare cămin, un utilaj, am luat un utilaj pentru întreținerea drumurilor și cam atât. Oricum, 2 milioane de euro nu se iau din drum. Dacă am venit până aici, este inevitabil să nu vă întrebăm ce proiecte de viitor aveți. De viitor încerc cu apa, să alimentez comuna cu apă, dar... Deci acum nu aveți o alimentare cu apă? Nu. Deci nu este deloc? Nu. Fiecare sursă proprie, da, sursă proprie, da. Din surse proprii. O alimentare cu apă centralizată sau... Da. Asta ar presupune și canalizare ulterior? Ulterior. Asta o să vină undeva după proiectul ăsta cu apă, dacă reușim, dar nu stăm bine cu apă. Comuna Mărgeni știe și la, să știe și la județ, să știe și tot. Și acum demarez... Deci prioritatea în Mărgeniul ar fi apa totuși la... Da, ar fi și apa. Pentru că nu putem vorbi de modernism sau modernizare unei localități dacă nu avem apă. Apă, canal, nu, curent. Deci toată lumea e cu fântâni acum. Da, cu fântâni. Surse proprii. Da, este un proiect destul de greu de realizat, ținând cont și că perioada grea nu avem, pe care se trece. Nu avem apă, nu ar fi poate chiar așa de greu, că ce s-a aș apela la fonduri europene, dar nu am apă. Demarez un studiu hidro acum, cu o firmă de la... E departe pânza freatică sau cum? Nu avem apă, nu știu. Acum fac un studiu și după studiul ăsta voi ști exact dacă mai pot merge mai departe. Am făcut studiu de fezabilitate, s-a făcut, dar... Până la studiu hidro, dacă nu am apă... Înseamnă că din puținele comune care da, nu au apă. Da, da. Cred că da. Cred că ar trebui să vă pună totuși, cine se uită la acest material, să pună comuna Mărgineni, o leacă mai în față pe lista priorităților, pentru că Priorități și susținere am avea, să știți, dar... Bani nu sunt. E vorba de apă, efectiv. Da. N-am de unde să iau apă. S-a o conductă cu apă. Nu știu de unde. Ce, oamenii din Mărgineni sunt tot români. Tot români, vă tot ai noștri sunt. Tot așa, tot români, așa. Adică este. Când vin în piață, ne place să cumpărăm de la ei, dar da, apă da, să da. Nu le... O să încercăm totuși să vedem cum o să iasă studiul ăsta. Din nou, direct la TVM Neamț, în partea aproape de finala emisiunii vestiale din această seară, Robert. Am fost în discuția aia cu primarul de Mărgineni, în continuare rog regia. Telefon primarul de Dănești, viceprimarul de Dănești. Cum o spune așa? Ne-ar trebui vreo 3 km jumate de drum spre Roman, care chiar e util și necesar pentru oameni. Ne-ar trebui nu știu ce investiții pe apă, în condițiile în care avem un drum în câmp, e util pentru recoltă. Până răspunsul, Robert, domnul Dumitru, sunteți om al zonei. Ascult, au rămas păpușoi vreodată pe tarla? Nu cred că au cum să rămână păpușoi pe tarla. Vice. Dacă se uită la televizor, poți să... Dar eu seară cu ghinion, domnul primar, domnul vice de Zănești, chiar îmi pare rău că nu vor să intre în dialog cu noi. Asta e. Am fi vrut să-i întrebăm cât de util este investiția
pe care a promovat administrația din Zănești și dacă cu acei bani nu s-ar fi putut face altceva util pentru comuna Zănești. Ne pare rău că nu ne răspund, nici nu mai încercăm pentru că suntem aproape de finele emisiunii. Domnul Dumitriu, cu banii aia, nu știu, mai mult, mai puțin, în Zănești nu se putea face altceva necesar populației? Vai, se putea face, noi... Răspunsul vai e... Ajunge. Da, ajunge. Domnul Vinca, întotdeauna comuna Zănești a avut pretenții așa de o comună puțin mai... Șmecheră, mai de asfalt. Mai de asfalt. Mai la DN. Dar tot a fost, mie mi s-a părut ceva fals așa, pentru că datorită acestui DN15 făcut de Iorghiu Ders sau cine l-a făcut, așa... Oricum era pe o hartă, da? Acolo. Dom'le, undeva era un comentariu într-un ziar local de săptămâna trecută, că această comună, dom'le, o comună frumoasă, demnă, dom'le, nu a avut noroc de primar, dom'le. Nu a avut noroc. De 25 de ani să reușim noi să avem Zănești cu canalizare, cu asfalt, cu... Avem apă în Zănești. Robert, spunea omul ăla, nu proaspătul primar de Mărgineni, chiar trebuie 3 km jumate de drum să iese spre Roman. Drum folosit de săteni și că ei în 2014 în Mărgineni nu au deloc apă potabilă. Dezvoltă-te, rog, eu n-am înțeles, îți mai greu de cap. Foarte scurt. Avem un drum de 10 km în câmp care poate să-l ia cineva și-l bage undeva. O alee suspendată. În sertar, să-l bage în sertar, îndesat foarte tare în fundul sertarului. Pentru că în Mărgineni, primarul a zis de bună credință, a vorbit frumos, nici noi nu i-am întins capcane să mergem să-i facem probleme. A spus că e util agricol. Dacă mă lași să-ți povestesc, îți povestesc. Deci, ei acolo au o problemă foarte mare cu pânza freatică. Au pânza freatică mult prea mică. Nu, și foarte adâncă. Nu le ajunge apa. Deci acei oameni, în 2014, trăiesc ca pe vremea lui Ștefan cel Mare. Punct. Deci ei sunt ca pe vremea lui Burebista în 2014. Mă gândesc că dacă tot au făcut ditai drumul în câmp să ne rupem noi mașinile... De un milion ceva de euro. Nu puteau să-i aducă pe oameni în secolul 21 să le tragă o conductă cu apă. Deci trăiesc acei oameni, repet, ca în epoca de piatră. Nu au apă potabilă. Pentru sănătatea unui om, apa potabilă este esențială. Deci facem un drum asfaltat prin câmp către o comună, dar nu le punem apă. SMS-uri, foarte multe SMS-uri și în această seară. Unul dintre SMS-uri este nepoliticos, dar cinstit și ferm. Mă, oameni buni, bateți câmpii de pomană. Păi nu vă dați seama că acest drum a fost făcut ca să poată trece pe el nu tractoarele de la TCE care a trecut oricum peste tot, ci camioanele domnului Tărâță? Dar nu e o problemă asta. Haideți să zicem, haideți să mergem pe ideea asta de compromis. Un om a avut o intrare, a avut să strice 1 milion de euro. Nu e o problemă. Dar nu a stricat el. O secundă. A stricat din banii noștri 1 milion de euro. Nu e o problemă că i-a stricat. Băi, dar cât de îndărătnic trebuie să fii să-i duci un drum la o comună care oamenii nu au apă, copilul mic nu are o apă potabilă, deci nu ai apă curată, nu ai o apă securizată din punct de vedere sanitar. Scrie un SMS un domn din Mărgineni, domnul Negură, care spune așa, zice ceva în jură drumul, dar una peste alta spune, voi nu înțelegeți un lucru, pentru noi cei din Mărgineni, o apă potabilă curată, sanitară, la la la, exact, ne costă mai mult decât ne-ar costa vinul. Bem o travă din pământ și din fântână. Exact asta vă spuneam și eu. Omul are aici fântâna, dar alături are gospodărie, are animale, se infiltrează în pânza freatică, le place, nu le place. Avem studii care spun că apa freatică din zonă este cu nitrit și nitrați. Cum în 2014 în județul Neamț avem o comună unde îi facem tichie de mărgăritar, dar oamenii nu au apă potabilă. Deci ce prostie vorbim? Gaz și canalizare, nici nu mai vorbim. Încă deci ceva, oamenii trăiesc ca pe vremea lui Burebista. Drumuri pe câmp. Nu știu, de Rosnov, Girov, de un drum județean intens circulat. Și Girov și Rosnov au apă potabilă. Ok, dar doi la mână, drumul ăla e circulat de oameni, de mașini. În ziua în care Robert Iosub, noi eram pe acolo, eu îmi făceam cruce să scap de tine și de mașina ta și tu îți făceai cruce să nu sară jantele. Câte mașini ai întâlnit pe drumul ăla? Absolut niciuna și în continuare nu vom întâlni niciuna. Eu repet și vreau să insist pe acest lucru.
Drumul ca drumul e făcut prostește, nu are niciun sens, nu are nimic economic. Și cum aruncăm un milion și ceva de euro? Dar dacă tot au aruncat un milion de euro, de ce n-ar fi tras ei și o țeavă de la Zănești? Îți răspunde cineva mai devreme. Pentru că domnului Tărâță îi trebuia drum, nu îi trebuia apă. Care da, apă la fel? Da, da, haide să facem un felul motor. Hai să facem șmecherii de un milion de euro, dar să facem ceva de 100.000 de euro și de pentru oameni. De 50.000 de euro. 20. De ceva, de 1% să faci și pentru oameni, nu numai pentru tine. Repet, acolo există adică, școală. Nu, tu acum ești răutăcios. Nu, adică nu sunt răutăcios. Domnul Tărâță nu face nimic și pentru oameni. În Mărgineni există școală, există grădiniță. Sunt niște copii mici care beau din sursă de apă. Nu te contrazic. Eu nu cred că nu tu ai dreptate să spui mie că domnul Tărâță a adus un milion și ceva de euro din bani europeni când era deputat. Când e vorba de un om care trece pe lângă firma lui privată, fondată de el... N-are nimic, ca... nu este a lui, în declarația de averi, n-are nici mașină, bun, omul este... Și că s-a gândit numai la el și tu îmi spui mic, el nu s-a gândit și la oameni. Nu, eu nu cred că tu ai dreptate, ești răutăcios. Nu are nimeni dreptate, repet, în 2014, în județul Neamț, doamnelor și domnilor, avem o comună de oameni muncitori și foarte 5.000 de locuitori, simț, 5.000 de locuitori. 5.000 de locuitori care la copii dau o apă ce nu este... securizată din punct de vedere sanitar. Domnul Dumitriu, nu mai avem decât un minut. În total. Ce ați fi făcut? Dacă erați Moș Crăciun și aveați într-o traistă un milion de euro pentru alegătorii care v-au votat în Zănești, ce făceați cu banii aia pentru comună? Fugea din comună. Nici într-un caz. Eu am spus-o și încă o dată repet. Asfaltarea comunii dădea o tentă și dă oricum de civilizație. Dar avem apă. Noi avem apă. Noi avem apă. Dacă nu ați avut apă, ați fi asfaltat ceva înainte de a avea apă? Nu, clar. Păi, dar nu, păi ce vor fi? În prima oară le pui apă. Nu, la avem. Bun, noi avem apă. Bun. Durerea la Zănești este că acum trece canalizarea prin Zănești și se duce spre Podoleni, Cosii și ala stația de Părași. Dar același ghinion, domnule. Al voi voi. Pe cuvânt, dacă deci nu poți să înțelegi... Deci alții n-au nici apă și trebuia să vă prângeți de canalizare acum. Dar bineînțeles, dar e tot dreptul. Ultima întrebare. Dincolo de chestiuni de partid personale, ați fost matur în această emisiune și sunt convins că au fost sunați. Când ați văzut că primarul și viceprimarul de Zănești, pe care îi cunoașteți, n-au vrut să intri în direct, să suporte o întrebare neregizată, direct, să spună o părere. Ce credeți că ascunde această abordare? Este o mare greșeală din partea dumnealor. Pentru că le-ați dat posibilitatea de a comunica celor care i-au votat și care sper să nu mai aibă curajul să le ceară votul. Ar putea să ia exemplul primarului de la Mărgineni, care a fost sincer. Robert, dar câte zile înainte? Putea să intri în direct cu cetățenii care acum mai privesc. Câte zile înainte te-ai anunțat în audiență la primarul din Mărgineni? Domnul primar, jos pălăria. Te-ai dus cu japca pe românești azi? Nici nu l-ai sunat. 25 de minute înainte. Am spus, domnul primar, mă primiți să vorbim despre ea? Da, domnul, poftiți. Ne-am suit în mașină, în 20 minute am fost acolo și un om de nota 20 a vorbit frumos, civilizat, tot respectul. Vreți să fiu sincer până la capăt? Vă rog. Eu mă așteptam să nu răspund. Cunosc stilul domnului primar din Zănești, care nu o să aibă niciodată curajul bărbătește să iese la... Mai ales dacă întreb ceva care are legătură cu domnul Tărâță. Stimați telespectatori, încet, dar sigur ne-am apropiat de finalul emisiunii. Colegul meu, Pit Moldovan, mai are un pic și ne bate. Ați văzut că la noi, la TLM, este o emisiune live. Dovadă că m-am dat în primire și cu greșeala mea tot timpul țip. Telefoanele pe silent, pe silent. Eu las pe al meu obligatoriu deschis, dar teoretic pe silent ca să văd SMS-urile noastre. Acum l-am uitat deschis, m-ați prins, o să-mi taie conducerea 10%. Grosomodo, au fost guvernanți care au inventat terenurile în pantă de sport, au fost guvernanți care au făcut parcuri în mijlocul pădurii. Ei bine, facem un drum de 1 milion și ceva de euro, iar subiectul va continua pentru că acolo... sunt multe chestiuni interesante. Acum se face un drum în câmp de peste 1 milion de euro. Rog pe Robert, eu sub 20 secunde să mai spună ceva, după care încheie emisiunea. Cea mai mare sfidare care există în județul Neamț și în România în 2014 este să faci un drum către o comună care nu are apă. În loc să-i tragi apă, tu îi faci drum. Deci este cea mai mare sfidare care se poate întâmpla în România 2014. Oamenii să n-aibă să bea apă și tu să le faci drum de 1 milion de euro. În condițiile în care tot în Mărgineni, tot în mandatul deputat al lui Culiță Tărâță, s-a dus proiectul pe
cât e axaia cu 105 miliarde, 2,5 milioane de euro, care s-au făcut și asfalt în comun, acum le aducem betoane de peste deal, dar n-au apă. 3, asta 3, e. 3-2-2. Da, 3-2-2. Finalul emisiunii, stimați telespectatori. Gândiți-vă de câte ori votați dacă politicianul care se dă de cuvânt onorabil are o agendă, măcar pe sfert, sinonimă cu, similară cu a dumneavoastră. Daniel Vinca, veste alert, invitați în această seară, vă mulțumesc dumneavoastră, mulțumesc colegilor din platou și nu uitați să rămâneți pe TLM Neamț. După o foarte scurtă pauză publicitară, urmează la știrea zilei un interviu foarte, foarte interesant, zic eu, cu cineva care ne spune că vrea din toamnă să fie președintele României. La revedere!